ziua! Astăzi, echipa Povestește România a ajuns la București, în casa fetelor de la IE Clothing. Iulia și Emilia sunt fondatoarele acestui concept, iar noi, astăzi, vrem să le aflăm povestea. Și Emilia și bine v-am găsit acasă la voi în showroom-ul IE Clothing. Mă bucur tare mult să fiu astăzi în postura de moderator aici la voi și mă bucur să arătăm oamenilor lucrurile frumoase pe care voi le faceți. Vreau să încep cu o întrebare așa din copilăria voastră și aș vrea să știu dacă partea asta artistică legată de modă, de croitorie s-a regăsit și în copilăria voastră. Bună, Andreea! Ne bucurăm că ești a N-a oară prezentă la noi în showroom și ne bucurăm de fiecare vizită pe care ne-o faci. Referitor la întrebarea ta, în cazul meu, la mine a existat în familie partea asta artistică pe care și eu la rândul meu am moștenit-o. Am moștenit-o de la mami, ea fiind pasionată de pictură. Admiram, toată copilăria de fapt am admirat tablourile ei pe pânză, nu erau foarte elaborate, dar cred că din copilăria ei era pasionată de flori ca și acum. Dar pe lângă arta asta a picturii, ea a fost pasionată și de croitorie. A lucrat în domeniul croitoriei și ea și părinții ei, adică bunicii mei. Și atunci, cumva, din copilărie mi-a stârnit interesul pentru haine, pentru lucru în mașină sau de mână și s-a dezvoltat pe parcurs. La mine, spre deosebire de Iulia, pasiunea a fost pentru pictat. Bunicul meu era cel care picta, dar nu genul acesta de pictură clasică, mai mult frește pe case și eram acolo foarte uimită și cum poate să îmbină culorile și să creeze formele acelea foarte frumoase. Însă, copilă fiind, spun că cochetam și cu făcutul hăinuțelor pentru păpuși, iar legătura asta cu domeniul confecțiilor am descoperit-o încoace mare de la o rudă de-a mea ce mi-a spus că stră bunicul meu era croitor de lux în locul de unde vin. Așa că undeva în adâncuri este și această artă a croitoriei în familie. Am înțeles că veniți din familii care au talent în domeniul acesta artistic și tare aș vrea să știu cum v-ați întâlnit, cum s-a întâlnit Iulia cu Emilia. Povestea noastră începe cu mult timp în urmă, cu mulți ani în urmă, încă din liceu. Atunci ne-am întâlnit prima dată, dar cei 4 ani de liceu n-am fost atât de apropiate. Prietenia noastră s-a legat un pic mai târziu și anume în clasa 12-a, când am finalizat, înainte de a finaliza studiile, ne pregăteam pentru Olimpiada Națională și amândoi eram foarte bune, fiecare cu partea ei. Și nu a fost o competiție între noi să, nu, eu trebuie să fac mai bine ca ea, să ea trebuie să fac mai bine ca mine, ci din contră ne ajutam și ne arătam, uite, eu cum fac, Iulia cum face. Și în felul ăsta ne-am perfecționat încă de atunci și s-a creat această legătură încât apoi la facultate am mers tot împreună, am dat admiterea și am rămas împreună de pe atunci. După ce am finalizat studiile de licență în cadrul Universității Naționale de Arte din București, am hotărât să facem și un master împreună, însă de data aceasta pe un proiect comun. Profesorii au fost de acord ca noi să studiem împreună timp de 2 ani costumul tradițional românesc și, drept urmare, în 2014, odată cu finalizarea studiilor, a luat naștere prima noastră colecție Before They Pass Away. Și în urma câștigării câtorva premii, am hotărât să punem bazele brandului IE Clothing. Am o curiozitate atât personală, dar cred că multă lume se întreabă dacă fetele de la IE Clothing se ceartă. Într-adevăr, și la noi în familie există, nu certuri, dar sunt perioade sau momente mai dificile, tensionate, prin care sau peste care reușim să trecem tot timpul în armonie, pentru că scopul este comun și ne dorim să avem o atmosferă, un mediu plăcut de lucru, un mediu creativ în care produsele, de fapt rezultatul final, să fie cel dorit și cel visat de client.
Și atunci trecem cu brio peste toate obstacolele, prin comunicare foarte multă, pentru că tot timpul comunicarea este soluția tuturor problemelor. Cum reușiți să întrețineți o afacere precum e Clothing? Cu multă răbdare și cu mult efort. În spatele brandului este foarte multă muncă. De la ceea ce vedeți voi aici în showroom, produsul finit, e foarte multă atenție oferită detaliilor. Atunci când se face colecția, se muncește foarte mult. În ceea ce privește materia primă pe care voi o alegeți pentru produsele voastre, este greu în ziua de astăzi să mai găsești materiale calitative? Greu să ai o continuitate, pentru că le găsești la un moment dat, te bucuri că le-ai găsit, îți faci stocul, dar apoi nu mai ai continuitate, pentru că în România, din păcate, nu mai sunt foarte multe fabrici și, din păcate, furnizorii nu-ți pot asigura această continuitate a țesăturilor și, la un moment dat, ești pus în fața faptului împlinit să schimbi țesătura cu una care e potrivită pentru modelul realizat. Ar mai fi de adăugat și mențiunea că perlele nu sunt naturale, să nu se înțeleagă greșit. Și de asemenea, furnizorii pe care avem sunt din toată lumea. Lucrăm foarte bine cu furnizori din Europa, dar nu numai. Cum spunea și Iulia, în țară mai sunt doar câțiva furnizori de țesături naturale, din păcate, și atunci ne vedem nevoite să apelăm la cei din extern. Însă fiecare vacanță de-a noastră sau scopul de a merge la o prezentare, ne întoarcem de acolo sigur cu bagajele pline de accesorii, cel puțin dacă nu și țesături din locul respectiv. Știu care este cel mai în vogă sau cel mai vândut produs pe care voi îl aveți, pe care voi l-ați făcut. De-a lungul anilor am avut mai multe produse care au fost foarte căutate, dar aș putea să-ți arăt unul din cele în vogă, așa cum spui tu, pentru că cele cu abundența asta de perle, specifice zonei Oașului, costumul de mireasă din zona Oașului care ne fascinează, a fost unul dintre cele mai căutate produse, fie că a fost ales pentru cununie, pentru ziua nunții, cununia religioasă, fie pentru un invitat la o petrecere, la un eveniment important în familie. Adică cineva care vrea să fie mai deosebit, ca să spunem așa. Exact, da, da, da. Cu o ținută mai specială pentru un eveniment, fie că e pentru cineva drag sau apropiat. Și dacă tot suntem la categoria prezentării produselor, aș vrea să știu care dintre produsele pe care voi le faceți a necesitat cea mai multă muncă, a fost cumva o provocare pentru voi. Provocări avem tot timpul, mai ales atunci când avem produse personalizate pe stilul și necesitatea clientului. Dar ce mi-amintesc acum rapid a fost ținuta pentru concertul tradițional al Andrei. A avut o fotă bătută în mărgele, în întregime, și la fel și un brâu a fost set și am lucrat zeci de ore continuu, dar rezultatul final s-a meritat. O fotaurie foarte frumoasă care a făcut ravagii și pe, da, care... și pe care o ai și tu. Pe care o am și eu, da. Foarte frumoasă, într-adevăr, și foarte apreciată și de efect, așa. Ia să vedem, fota Andrei este aici? O avem, într-adevăr. E unul din prototipurile preferate și foarte probate de către clienții noștri. Fota este lucrată manual în întregime, cu diverse forme și texturi ale perlelor și mărgelelor. De inspirație? Inspirația vine cumva din mai multe zone din România, pentru că fota se regăsește cam peste tot, doar că preluăm elemente, nu motive tradiționale, și le dezvoltăm în produse actuale, să fie mult mai ușor de purtat și de combinat cu produse deja din garderoba clientului.
Ați fost provocate vreodată să recondiționați o ie autentic românească? Recondiționat, aș putea spune, mai mult făcută să poată fi purtată, pentru că aveau un croi tipic bătrânesc, să zic așa, și era foarte greu de purtat. O circumferință la gât foarte mică nu intra în zona capului și atunci au fost nevoie de mici retușuri, nu chiar recondiționat, pentru că nu mai poți reface acea lucrătură manuală însemnând motivele tradiționale lucrate fie cu mărgele sau cu ață, cu fir metalic. Aceea e mai greu și o lăsăm pentru cei specializați în acest domeniu de recondiționare. Fetele de la IE, atât din punct de vedere legal, dar și din punct de vedere omenește, să treacă peste problema fake-urilor. Într-adevăr, ne confruntăm cu foarte multe copii aduse la lumină cumva de ateliere mai mici, oameni care sunt axați pe produse basic și dintr-o dată explodează cu o colecție sau o colecție capsulă de produse cu interpretare tradițională. Dar nu putem să spunem că nu ne deranjează, doar că trecem ușor peste lucrul acesta, venind cu modele noi, creație unică și tipică brandului nostru IE Clothing. Și până la urmă, dacă brandul nostru este copiat, înseamnă că este bun. Iar cei care ne știu produsele văd diferența, nu știu, la cusături, la linii, că nu sunt tocmai cele mai potrivite sau combinația de dimensiunea mărgelelor nu este cea reușită și asta ne încurajează. Adică, clar, un brand copiat înseamnă că este un brand de valoare. Dacă n-ați fi fost fetele de la IE Clothing, ce altă meserie v-ar fi plăcut sau poate ce altă meserie ați fi avut? Cred că o pasiune din copilărie era cea pentru animale și cred că aș fi vrut să ajut animalele sărmane, însă în momentul de față nu mă văd făcând asta. Deci tot meseria pe care am ales-o e cea potrivită sufletului meu. Dacă nu mi-aș fi descoperit pasiunea pentru haine, pentru croitorie, pentru creație, cu siguranță aș fi mers spre partea de educație, în sensul că mi-aș fi dorit să trăiesc înconjurată de copii și mi-ar fi plăcut să mă fac educatoare, învățătoare, undeva în categoria asta. Sunteți cunoscute la nivel național, dar și internațional. În anul 2022 ați avut o expoziție în Dubai. Chiar primiserăm de la o colegă de-a mea care este stabilită acolo o poză cu standul vostru. Despre experiența asta din Dubai ne-ați putea vorbi puțin? Da, a fost o experiență într-adevăr foarte bună pentru noi. Am participat la cea mai mare expoziție mondială cu peste 192 de țări sau ceva de genul. Au fost atât de multe încât n-am apucat să le vizităm pe toate în cadrul pavilionului. Iar noi am fost în pavilionul României, invitate, să expunem produse cu inspirație tradițională și să le arătăm străinilor, dar și românilor stabiliți peste hotare, ce haine frumoase se pot face la noi și cât de frumoasă este cultura românească. Iar pot să completez la ce a spus Emilia, este că în cadrul evenimentului la pavilion am desfășurat workshop-uri cu vizitatorii, toți cei care au vrut să interacționeze cu noi, iar eu mi-am putut cumva desfășura acea dorință de a deveni învățător, pentru că majoritatea vizitatorilor dornici să învețe să coase de mână, să deseneze schițe de modă sau să învețe cum să-și dezvolte creativitatea, m-au ajutat să-mi dezvolt acea dorință de a fi învățător, iar copiii au fost mai mult decât dornici sau mai mult decât încântați să practice și să învețe lucruri noi, să plece acasă cu o experiență unică, la fel cum și noi
ne-am îmbogățit și sufletește acolo. Și vis-a-vis de produsele voastre, ce impresii ați primit? Oamenii au fost de diverse categorii, să zic, au fost împărțiți în două, dar cei mai mulți au apreciat și români au recunoscut zone din care ne-am luat inspirația, au recunoscut și produsele pe care le-au regăsit în cadrul televiziunilor sau concertelor, așa cum spuneam și mai devreme. Și lucrul acesta ne bucură pentru că majoritatea ne-au și recunoscut ca brand, adică auziseră chiar de dinainte de noi, înainte să se afle la Expo 2020. Și o fază amuzantă legată de ce povestea Iulia este că o doamnă stabilită în SUA venise special la pavilion să viziteze de ziua ei, primise cadou de la soț, iar atunci când a intrat în pavilion, neștiind că noi suntem acolo, ne urmărea de foarte multă vreme, dar fiind stabilită în afara țării, nu a reușit să ajungă la noi de atâția ani. Și când a intrat în pavilion și a văzut mare acolo IE Clothing banner și hainele, a zis că i-au dat lacrimile de bucurie și că atât de bine s-a simțit și un cadou așa de frumos nu putea să primească mai bun. Și vis-a-vis de asta am înțeles că sunteți pe cale de a vă schimba puțin numele. O văzusem pe Iulia într-o zi cu Dexo. Într-adevăr, luăm în calcul decizia de a schimba, de a umbla un pic la nume și de a găsi ceva mai potrivit, fie în armonie cu ceea ce facem, să reprezinte ceea ce lucrăm și produsul în sine să fie pe aceeași lungime de undă cu totul. Brandul are la bază cultura și tradiția românească, de aici pasiunea noastră încă din copilărie de a duce mai departe tot ce ține de tradiție și de costum. Ne dorim foarte mult, este o bogăție foarte mare a costumului autentic. Nu am ajuns încă să o străbatem pe toate, deși am studiat foarte mult de-a lungul anilor și mai ales la master, la biblioteca de la Muzeul Satului, Muzeul Țăranului, unde am citit foarte mult despre costum și ne-am documentat. Mai este încă o arie destul de mult de adus în povestea noastră, să o numesc așa, însă nu este exclus să dezvoltăm și să cercetăm și alte culturi din afara țării. Și acum, ca o curiozitate personală, cum ați ales perlele pentru produsele voastre, pentru ținutele pe care le realizați? Cred că a fost o trecere treptată, pentru că am început în prima colecție, am început cu mărgele de nisip mici, înșirate, și apoi a fost ca o evoluție naturală. N-a fost ceva prestabilit, n-am zis alegem perla pentru că e prețioasă sau că e foarte căutată. Pur și simplu a fost o trecere normală, o evoluție a colecțiilor. Și o trecere de la costumul autentic de mireasă din zona de Oaș, unde este foarte bogat și opulent, la o exagerare văzută prin prisma ochilor noștri a acestui volum. Probabil drumul acesta al brandului IE a fost presărat nu doar cu gânduri pozitive și fapte pozitive, ci și cu unele momente mai puțin bune. Ați întâmpinat dificultăți în crearea IE Clothing? Dificultăți au fost, însă gândurile pozitive tot timpul le-am avut. Deci n-ați avut gând. Cu o gândire pesimistă nu am pornit la drum și chiar dacă una dintre noi avea o pasă mai puțin plăcută într-o anumită perioadă, cealaltă tot timpul a susținut-o și a încercat să ridice moralul. Au fost momente foarte dificile, însă cea mai mare satisfacție este atunci când vezi bucuria din ochii clientei când poartă produsele noastre și mândria cu care ne spune că sunt mult mai frumoase decât în poză, de exemplu. Am avut și situații din acestea în care au venit la noi în showroom și au văzut că produsele sunt extraordinare și că, într-adevăr, toate margelele astea sunt cusute și nu lipite. Și așa momente grele am avut de-a lungul vremii, de exemplu cu angajații, atunci când trebuia să ne găsim angajați și poate nu erau cei mai potriviți, însă doamnele pe care le avem acum în echipa noastră, suntem foarte încântate că ele ne-au găsit pe noi și se înțeleg foarte bine și lucrează cu pasiune la produsele noastre.
Iar un moment dificil, mai greu să zic, consider că a fost și începutul nostru, pentru că a fost o hotărâre grea să renunțăm la job și să începem pe propriile forțe, pe un drum nou, dar cu multă încredere și optimism că totul va fi bine. Și drept dovadă, lucrurile s-au așezat și astrele s-au așezat și suntem în punctul în care avem o echipă, ne mărim pe zi ce trece. Ați renunțat la ceva pentru IE? Din punctul meu de vedere, cred că doar timpul, dar a fost investit, nu renunțat la el. Pentru că e o investiție de care nu ne pare rău, investim cât timp se poate și e nevoie, pentru ca totul să decurgă bine și conform planului nostru. Sunt de acord cu Iulia. Atunci când faci lucrurile cu pasiune și când vezi satisfacție, la finalul zilei e tot ce contează. Nu poți să zici că ai sacrificat, nu știu, din timp în care puteai să fii plecată undeva, nu știu, într-o vacanță. Nu. Totul este făcut așa cum trebuie. Și o întrebare așa, ca de final de interviu, care este principalul plan al vostru pentru viitorul apropiat, de ce nu? Timpul a zburat foarte repede astăzi și ca să închei cu răspunsul la această întrebare, planul nostru al brandului este de a ne face cunoscute produsele cât mai mult și în afara țării. Pentru românii de stabiliți afară, dar nu numai, și pentru străini, pentru că și la ei am văzut că au o acuratețe și o apropiere de tot ce înseamnă volum, lucru făcut manual în toată epoca asta consumerismului, se întorc un pic la lucrurile de calitate și care nu se demodează, pentru că de fapt pe asta se axează și brandul, pe produse atemporale.